Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit la Minutul de Mișcare. Sunt Alexandru Ilie și astăzi vreau să vorbim din nou despre durere. Durerea cervicală este subiectul zilei și vreau să realizăm câteva lucruri care sunt sigur că pot contribui în mod decisiv în managementul durerilor cervicale. Cauzalitatea durerii poate fi și este, în marea majoritate a cazurilor, multifactorială. Fie că vorbim de o perspectivă biopsihosocială, adică pacientul este privit atât din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere psihoemoțional și încadrat în contextul social, fie că vorbim despre o durere care este produsă și de afectarea discului și de afectare structurală a structurilor osoase și, bineînțeles, în contrapartidă de țesutul moale și de disfuncții și inflamația ale acestuia. Toate acestea conduc la aceeași idee că avem o durere multifactorială care întotdeauna trebuie abordată. Kinetoterapia poate să fie unul dintre elementele fundamentale pentru a putea să avem un management favorabil și acest lucru se întâmplă datorită faptului că, pe de-o parte, prin exercițiul fizic noi putem să ne adresăm țesutului moale, normalizându-l, crescându-i forța musculară, crescând cu ajutorul normalizării bilanțul articular, deci spațiul de mișcare de care suntem capabili atunci când explorăm o articulație, să crească cu ajutorul kinetoterapiei, să reducem inflamațiile de origine a țesutului moale și crescând practic forța, rezistența, normalizând modul în care se distribuie presiunea în cazul de față în coloana cervicală, să avem posibilitatea să ne așteptăm inclusiv la un management favorabil în cazul afectărilor de disc. Deci, iată că gimnastica medicală este cu adevărat, aș vrea să spun, un panaceu universal pentru mulți privit așa ca un miracol, pentru că prin kinetoterapie putem să stăm foarte departe de dureri și putem avea o viață cu zero durere. Vreau să știți asta încă o dată și din acest punct de vedere, în această dimineață vreau să vedeți câteva exerciții foarte simple pe care le putem face pentru a ne păstra o funcționalitate optimă și a reduce durerile. Majoritatea durerilor cervicale fie sunt localizate aici la baza craniului, fie fix pe zona cefei, fie cu dischetre iradiere în zona trapezului. Deci pacientul vine spune următoare foarte tare aici, uite, aici simt așa ca niște pietre, nu mai sunt mușchi. E bine, toate aceste semne le vom aborda cu ajutorul exercițiilor fizice, vom face exerciții care presupun în prima fază întinderea plasei musculare și apoi vom face și un exercițiu în care să învățăm să ne reposturăm practic capul. În multe situații această tendință și această deficiență posturală de cap și gât anteriorizat este cauza care determină acest tablou clinic de care povesteam, cu modificări discale, structurale și tensiuni musculare. Așadar, haideți să ne apucăm de treabă. O să vreau să stăm în poziția așezat, deci o să stăm pe scaun și pentru început o să vreau foarte ușor să ducem capul într-o parte și, atenție, o să vreau ușor cu palma dreaptă, ducând capul spre dreapta, să tragem ușor de cap, ducând urechea spre umăr, atenție, nu și bărbia. Bărbia rămâne, se duce practic în direcția opusă și stăm 2-3 secunde dând aerul afară. Vom face 3 serii pe fiecare parte. Ne pregătim ușor. 1, 2, 3. Relaxăm. Pe aceeași parte. 1, 2, 3. Relaxăm. Încă o dată. Dăm aerul afară. 1, 2, 3. Relaxăm, schimbăm partea, mergem pe partea stângă. 1, 2, 3. Relaxăm, încă o dată. Ușoară întindere. 1, 2, 3. Relaxăm. Dăm aerul afară. 1, 2, 3. Relaxăm. Acum, după ce am făcut această discretă întindere, o să vreau să ducem capul ușor într-o rotație de 45 de grade, să punem bărbia spre claviculă și de aici să încercăm să creștem și mai mult gradul de înclinare a clapului în plan anterior, adresându-ne foarte bine către această plasă musculară insercțională în prima treime a etajului cervical, cu precăderea unui mușchi care de multe ori este inflamat, ridicătorul scapului. Ne răsucim ușor și mergem spre claviculă și stăm. 1, 2, 3. Relaxăm. Încă o dată, răsucim, înclinăm
Și tragem. 1, 2, 3. Relaxăm. Foarte bine. Mergem mai departe. Încă o serie. 1 și 1, 2, 3. Relaxăm. Schimbăm partea. Rotație spre dreapta, spre clavicula dreaptă și cu palma dreaptă tragem. 1, 2, 3. Relaxăm. Încă o dată, răsucim, înclinăm, dăm aerul afară. 1, 2, 3. Relaxăm. Este o abordare blândă. Și încă o dată. 1, 2, 3. Relaxăm. Foarte bine. Vă cer scuze. Mergem mai departe. Acum o să vreau să facem o ridicare a umerilor spre ureche. Mișcarea este cât mai completă, dar lentă. Și vom face 10 ridicări. 1. 2. 3. Nu vă grăbiți. 4. Este o recrutare masivă de fibre musculare prin această ridicare blândă. 6. 7. 8. 9. Și ultima, 10. Foarte bine. Și acum, ultimul exercițiu. O să vreau să punem aceste palma pe bărbie, să tragem bine de tot de cap spre înapoi, deci mișcarea este aceasta de sertar, și să încercăm să păstrăm această poziție pentru 30 de secunde. Ne pregătim și începem. Ducem capul spre înapoi și stăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, respirăm, 10, nu pierde postura corectivă, 2, 3, respiră, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, duc capul acolo înapoi, ultimele 10 secunde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, păstrează capul spre înapoi, 7, 8, 9, 10, foarte bine, relaxează-te. E bine, această posturare prin sertarul menținut în capătul de mișcare reprezintă de fapt o formă de reorganizare a plasei musculare care în final contribuie la îmbunătățirea posturii locale, adică să nu ne mai cadă capul spre înainte. Genul acesta de întinderi pe care le-am făcut sunt extrem de utile pentru a reduce acele tensiuni musculare și contracturi metabolizate de cele mai multe ori din fascicule superioare ale trapezului și astfel să scăpăm de această durere pe care o avem. Ați văzut că am făcut și un pic de activare metabolică prin acele ridicări ale umărului și cred că este mai mult decât suficient pentru a putea să spunem fie că începem ziua, fie dacă ești la birou să începi să le faci, măcar o dată pe zi. Ai văzut, 5 minute ne ia tot programul, la mijlocul zilei îți dedici 3 repetări pe fiecare parte și vei vedea că fenomenul de durere locală sau chiar durere de cap poate să se reducă semnificativ și dacă mă veți urmări în continuare, o să puteți să intrați pe primul link din cadrul comentariilor pentru că vă voi invita în cadrul evenimentului Restart Exai, provocarea de 5 zile care va începe în câteva zile și veți vedea o săptămână întreagă dedicată afecțiunilor cervicale. Acolo vom vorbi în extensul despre multiple patologii, vor fi mai mulți specialiști invitați, atât fizioterapeuți, doctori în recuperare, specialiști în nutriție și psihologie și vom aborda rând pe rând în fiecare zi într-un live de o oră și jumătate va dura. Patologii ale coloanei cervicale, dar și exerciții fizice mult mai ample și mai complexe decât ce am realizat în această dimineață și bineînțeles sesiuni de întrebări și răspunsuri care sunt extrem, extrem de relevante și importante pentru pacienți. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de mine în această dimineață. Vă felicit pentru faptul că sunteți interesați să faceți mișcare și bineînțeles vă dau întâlnire din nou mâine dimineață în cadrul minutului de mișcare. Până atunci, nu uitați să verificați primul link din cadrul acestui video și dacă vreți să aflați mai multe exerciții pentru a combate fenomenul de durere ale localizate la nivelul coloanei cervicale, fie că vorbim de spondiloză, spondilodiscartroză, uncartroze, hernie de disc cervicale sau pur și simplu stare de amețeală și durere de cap. Despre toate acestea vom vorbi în cadrul acestui eveniment care va începe luni de dimineață și la care înregistrarea și participarea este gratuită prin intermediul linkului din primul comentariu. Așadar,
Ne revedem curând și până atunci vă doresc numai bine și spor la treabă!